Ne apucăm prima dată de supa de găină. Bineînțeles. V-am arătat mai devreme, iată o găină crescută din bogăție, da? Care e secretul, Mărioare, la supa de... Supa de găină? În primul rând, are gustul de casă, fără discuție. Deci, cunoști gustul de la găina de casă în supă, fără nicio problemă. Trebuie să fie grasă, iată cum e asta. Trebuie să fie grasă, să fie, mai ales dacă adaugi la urmă tăieței noștri de vaideni, tăieței da. Sunt galbeni datorită faptului că sunt făcuți din foarte multe ouă. Da. Așa, bun. Da. Și faptul ce e, carnea de găină cu foarte multe legume, care o vedeți în fața dumneavoastră, morcov, da. Ardei, ceapă și așa mai departe. Și pentru că suntem în Oltenia, pune și praz. Bineînțeles că da. 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 E, o să iasă o supă clară? Limpede? Da, limpede. Bineînțeles că legumele se vor stricura la urmă. După ce legumele sunt fierte, stricurăm supa și la urmă de tot lăsăm doar tăieței și adăugăm la fiecare farfurie bucățica de cărniță care își dorește, care nu de multe ori lumea vrea doar gustul de la pui da. Și nu îl interesează propriu carnea, deci gustul și tăieței. Dar ca să iasă o supă clară, limpede, trebuie fiartă la foc mai mic. Și de lemne. Și de lemne, neapă. Foc de lemn de fag. Da. E cel mai sfânt și pentru a fuma tot felul de preparate culinare din acestea, cum avem noi și pastramă de oaie și preparate de porc, nu? Da. Chiar și la noi în Oltenia se afumă chiar păsările, chiar curcani, rațe și așa mai departe, neapărat cu lemn de fag. Vedeți, oamenii care au venit peste munte din zona Sibiului, aici în Oltenia de sub munte, și sunt ungureni, ciobani, ciobani, da. Au altfel stilul de a găti. Iată, cu multe afumături. Da, bineînțeles. Da. Pentru că noi, eu sunt fica unui cioban, cum s-ar spune. Da. Părinții mei au fost crescători de animale, au avut foarte multe oi și vite, capre. Mai ai crescut la stână, de fapt. Am crescut la stână, bineînțeles. Am crescut în câmpuri, departe, mergeam și în deltă cu oile. Și atunci, ce? Normal că se strica, propriu, nu ținea. Da. Și ei imediat puneau acolo două crăcăni, afumau oaia, afumau... pe loc. Da. Afumate mergeau, le veleau în ziare, cum era mai de mult, da. Le veleau în ziare, le puneau în disagi pe măgari. Ca să țină. Ca să țină. Și bineînțeles, gustul e inconfundabil. Da. Adică gustul acela și culoarea care o dă la cărniță, da. Te face ca să savurezi, să te uiți la ea cu mare drag. Să te uiți și să te îndemni să iei, să guști. Da. Bineînțeles, dacă nu știați, Mărioara este nepoata lui Dinu Săraru. Da. Da? M-am născut în Slătioara, în comuna Slătioara, județul Vâlcea. Părinții mei au fost crescători de oi. Da. Plecau în toată țara. Străbunicii mei au făcut oale, lucrau la oale din acele de fierbeau la foc. Da. Sunt un om care a trăit și epoca aceea dulce, frumoasă, da, liniștită, da, da. Liberă, pe poieni. Da. Și după aceea, încet, încet, am plecat de acasă. Bine, cu tot mare... cu cuțitul în mână, exact. Și tot cu gastronomia. Cu mare dragoste de gătit. Bineînțeles. Mi-ai promis că facem, bine, asta nu s-a înregistrat de la început, că facem și un balmoș. Da, bineînțeles că da. Facem un balmoș, da? Ai dat drumul la foc acolo în spate, da. Te-au văzut telespectatorii. Facem într-o oală de ceramică supa. Supa neapărat, de fapt, orice mâncare făcută în oală de pământ este gustul inconfundabil. Da. Și wow, acela ca să mergi tu, să te simți liniștit, te simți ca vremea de era odată liniștită, lângă stână, lângă vatră, lângă foc, fără să te... doar păsările cerului le auzeai. Și... Cum a început Mărioara să gătească, a ieșit și soarele. Bineînțeles, da. Da. A ieșit soarele. Și fac această meserie cu pasiune, cu drag, pentru că tot ce pun în farfurie, pun cu suflet și atunci sufletul se încălzește când vezi fețele oamenilor atât de bucuroși pentru ceea ce le pui în farfurie, pentru tot ceea ce dăruiești cu pasiune. Aplauze pentru acest expozeu nemaipomenit. Da? Spor la treabă. Iată cum se taie legumele mărunte. Mărunțele. Da? Și prima dată punem găina la fiert după ce o porționăm. Da? Legumele mai târziu.
da? Și se vede și supă clară, iese, pentru că recunosc că mie nu mi s-a întâmplat să să fac o supă atât de limpede. Trebuie să ai răbdare. Răbdare, foc mic. Patru ore au trecut, dragii noștri prieteni, până când a fost gata tocanul. Însă sper că am meritat, da? E un tocan excelent, foarte bine făcut. Da? Da, ți-am scos aici. Iată, deci pus e deosebit într-un blid, care merge foarte bine cu acest balmoș. Balmoșul l-am gustat mai devreme, e acolo. Și, bineînțeles, mărioara noastră, iată, a făcut o supă de găină galbenă și clară cu tăiței de casă.